Am revenit, dragi prieteni, ia vedeți ce a făcut ploaia asta cu noi. Mi-a dat jos cu toate alea. Ce să mai fac? Vreau să mă uit pe casă, ca seara n-am putut să mă uit. Da. Era seara, acum să mă uit pe casă să văd ce a făcut. Ia uitați ce-i pe iarbă. Trebuie să le strângem cu gleba acum. Da. Ia uitați. Oh, Doamne, Doamne, Dumnezeu e mare. El are puteri în toate. Ia uitați. Da. Nu da cu toate aia jos. Nu știu ce să facem, nu știu ce sunt. Uitați ce frunze pe jos. Ne-a dat piatra. Acum trebuie să aranjăm în curte. Uitați ce a făcut în curte. Trebuie toată curtea aranjată. Da. Văd că nu a spart nicio țiglă. Dar cine știe ce-o fi sus acolo? Nu știu. Ce-o fi sus? Nu stai. Acum... Potriva lui Dumnezeu nu se pune nimeni. Da. Uite via ce a fost aici. Am făcut-o praf. Mi-a tăiat aici la trandafir firul. Ce să facem? Uite roșele unde le-am pus, cred că le-a făcut prăpăd. Ce să mai fac? Uite ce-a făcut aici via. Am spart tot. A rupt toată via, tot struguri. Ia uitați. Ce să mai fac? Mamă. Și smăichini și tot a făcut prăpăd. Da. A făcut prăpăd peste tot. Ce să facem? Da. Trebuie să strânge. Andrei acolo că strânge cu gleba. Spălărăm până acum acut. Da. Da. Dragi prieteni, vă rugăm să ne urmăriți pe noi și să ne dați și nouă like-uri. La revedere, dragi prieteni. Salutare, prieteni! Uite pe cine am întâlnit aici, la magazin. L-am întâlnit pe prietenul nostru, pe ursul. Hai să-ți iau cafea, că bere nu-ți iau, că ești cu mașină. Nu, mulțumesc, mă, ursule, dar sunt foarte supărat. Pe mine nu. Nu, pe tine, nu, pe nimeni, nu. Mi-a spart geamul la mașină, pe atras seara. Văzui că când trecuia seara, văzui că era acolo. Da. Da. Ce să mai facem? Dar pe mine m-a prins, mi-a dat în cap, mi-a dat în spate. Pe unde te-a prins? Era afară. M-a prins, mi-a dat cât să mă sature. Nu, ne-a prins pe babă, i-a dat în picior. Olga lui babă i-a dat aici în cap. Asta eu am meritat. Eu am meritat că munceam și era sărbătoare. Și ce a zis Dumnezeu, mă, tu ești mai șmecher, stai că vezi. Da, cam toată lumea a muncit, iar n-a ținut cont și... Păi n-ai cum, că n-ai când să faci. Da. Noi suntem familii mari. Da. Și când ai mulți în curte, n-ai cum să nu faci treabă, că trebuie. N-ai cum să nu faci. Trebuie. Uite, și eu acum mi-e rău și tot am stat de am măturat o țără în fața curții, că... Trebuie să faci. Fetele au strâns prin grădină ce a făcut acolo o nenorocire. Curțile mari, casele mari. La mine a fost că am copaci aia mari și a făcut frunze de n-ai unde să mai pui picior. Bine că n-au căzut.
Nu am căzut niciunul, da. Locutul nu i-a spart capul. Dar locutul, dar nu i-a spart capul. Păi da, era petre mari, erau... Da. Mulțumim lui Dumnezeu că n-a fost mai rău. Mulțumim lui Dumnezeu, a vrut și el, da. A vrut să ne arate. Odată pe vorbă, să mă... Da. A vrut să ne întrebe, ați uitat? Da. Păi el există, dar noi nu știm. A vrut să ne arate. Da. La mine în mașină sunt găuri. Da. Și la mine pe capot a făcut așa, știa, îndoită, nu sunt găuri. Îndoită, nu sunt găuri, la da. La mine bagi mâna. Da, dar spart geam. Ce să mai fac? Nici nu știu ce să mai fac. Nici nu știu ce să mai fac. Mi-a spart geamul la mașină, uite aici. Da. A fost, uite aici, a fost un pic până aici. Da. Și de acum, un, uite unde a dat aici. Capota, una, și capota, vezi ce mi-a făcut. A făcut-o... Nu știu ce să-i mai facă. Ce să fac să nu meargă mai jos geamul? Nu am ce să-i fac. Geamul ia peste tot acum, nu ai ce să-i mai faci. O ia peste tot, da. O ia peste tot. Decât și am altul. Știu eu pe unul la Severin, care pune mai romanesc. Da. Să cer numărul de la tine, de la telefon și să... Da, da, da. Deci e omul care are piese originale și pune și el mai ieftin, că știe mai ieftin, da. Uite ce aia a făcut la geam. Ce să mai fac? Dacă a făcut și... Bine că n-au fost copii afară. N-au fost copii afară, aia e problema. Bine că n-au fost copii, ce să mai facem? Hai să-ți iau un suc. Nu, mulțumesc, nu. O cafea? Nu, mersi, nu. Ce să fac? Ce fac copiii? Stau cu minte, își fac temele. Ce să fac? Să duc la școală și ei? Nu, ce să fac? Crezi că trebuie să crească copiii așa, cu suferință, fără suferință? N-ai ce să faci. Prea multă suferință, prea la mulți copii, prea la... Da. Uite, Albina nu e acasă, e plecată. Unde a plecat Albina? La București, cu mama sa, bunicul sau cu Tomiț. Cu ce e acolo? S-a dus să se plimbă. Ah, am crezut că e vreun necaz. Nu, s-a dus Tomiță la București și s-a dus și Mădălina. Înțeles. Da. S-a dus și Mădălina cu Albina, că vrea Albina. Bă, nu fusărăm la Târgu Jiu, că a vrut Albina să mergem la Târgu Jiu și am fost acolo. Și acum ea zice, mamă, mergem acasă, dar mergem la Târgu Jiu în weekend. Lasă să plimbe și... Da, păi nu mai vrea să vină acasă, vrea să stăm mai multe zile acolo la Târgu Jiu. Am dus-o la... Am dus-o pe centru, am dus-o peste tot, la mall, la aia. Și ei plăcea, știi, păi să se plimbe, da. E frumos. Și am zis că era noapte, i-am zis, mă, Alina, când o fi să mai venim aici la Târgu Jiu, să te duc în parc la Masa Tăcerii și la Coloana Infinitului. Și am să o duc acolo. Da, am să o duc acolo. Când mă duce că trebuie să mă duc pe acolo, mai mă duc, mai stau pe acolo, mai vin, mai... Ce să fac? Dar schela aia așa era sau a căzut acum? Care e schela? Așa să... Acum a să... Acum a căzut. Da, unde era așa? Nu era așa. Nu era așa, ce ai. Și șopul ăla... Nu știu, la Dulău a dat în pereți, piatra, și a găurit pereții. Că era cu polistire din ala. Uite și aici, uite la Nemircea. Da. Uite, tot la fel cu polistire. Uite, tot așa, da. Uite, găuri peste tot. A făcut așa, găuri peste tot. Ca să vezi. Ce să faci? Hai bine, ursule, că te țin. Îți mulțumesc pentru vorbire. Salutăm și prietenii dumneata. Da. Dragi prieteni, să ne urmăriți și pe noi, pe ursul aici și la mine pe canal. Da. Vă mulțumim mult. La revedere.